Bun găsit, bine ați revenit la Legal Ilegal, sunt Liliana Năstase și astăzi vom dezbate o temă sensibilă în România. Vorbim tot timpul despre infractori, infracțiuni, condamnări sau chiar achitări, dar nu luăm niciodată în calcul că toate acestea au și o victimă sau mai multe. Victimele infracțiunilor în România practic nu reprezintă nimic. Scriptic există ceva legi, în realitate victimele infracțiunilor, fie că vorbim despre infracțiuni mai grave sau infracțiuni mai puțin grave, ele practic nu sunt niciodată băgate în seamă. De câte ori, dacă ați fost victima unei infracțiuni, ați fost căutați de autorități ale statului român pentru a intra, spre exemplu, în programe speciale de psihoterapie sau chiar de consiliere juridică și psihologică. Pentru a vedea adevărata fața acestui tablou cu care România se confruntă, vom sta de vorbă astăzi cu doamna psihoterapeută Luminița Biote. Vă mulțumim, doamnă, că sunteți alături de noi. Doamna Luminița Biote a avut o serie de pacienți care au fost victimele infracțiunilor, cu pregădere pacienți minori, trebuie să spunem, și v-am ruga să ne spuneți ce înseamnă pentru viitorul, pentru soarta victimei un astfel de impact cu un infractor, cu un agresor. Bun găsit și dumneavoastră. Mă bucur de invitație. Păi, în primul rând, ar trebui să ne gândim la pasul 1, respectiv procesarea victimei. Și dacă victima este minor, deja modalitățile în care abordăm victima e necesar să fie extrem de blânde, să urmărească o procedură, și să aibă tot timpul în vedere felul în care se comunică cu această victimă. Dumneavoastră știți în România programe ale statului, nu programe private care ajută victimele infracțiunilor? Din fericire aveți în față un reprezentant de GASPC. Asta este celălalt job al meu. De aceea pot să vă spun că, da, sunt programe de consiliere care sunt inițiate dacă instanța cere, dacă poliția cere, dacă părintele îl înscrie, deci în urma unei cereri. Am procedat în ultimul timp și la modalități de înscriere, pentru că noi ne-am sesizat de acest aspect, dar fiindcă participăm inclusiv la audierea minorilor care sunt victime sau agresori, ca și psihologi. Deci aș putea să vă zic că am văzut și partea statului și partea privatului. Niciuna nu este extrem de fericit, încă se caută soluția cea mai bună pentru copii și în momentul în care dumneavoastră m-ați invitat la emisiune, m-am gândit, primul caz care mi-a venit în cap este un caz mult mai vechi, pe care l-am avut ca și psiholog școlar. Și fetița respectivă fusese victimă a unui viol în grup. Și fetița asta este de 24 de ani în momentul de față și un caz de fetiță care a fost ulterior traficată în străinătate. Și totul a pornit cu acest incident. Deci, pot fi pe termen foarte lung. Da. Pentru că putem să vorbim despre traume, despre efectul traumei în termen scurt și despre tot procesul prin care trece această victimă de la audiere și până în momentul în care, să zicem că ar fi preluată fiind minoră de una dintre instituțiile statului. Sau există posibilitatea, în mod straniu pentru mine ca părinte, ca părinții victimei să refuze ajutorul și atunci nu avem cum să intervenim. Nici ca și reprezentanța statului, nici eu ca și psihoterapeut.
Nu avem voie fără acordul părinților. Și de ce? Ce cazuri? Adică în ce cazuri se opun părinții? În cazul în care se recomandă consilierea copilului victimă. Și care ar fi motivele pentru care un părinte se opune în astfel de situații? Este chiar agresorul? Nu întotdeauna. Consideră că nu este necesară consilierea. Uite, un alt caz pe care l-am văzut și a fost puternic mediatizat și ne amintim cu toții de acest caz, este al celor doi copii agresați de polițistul din lift. Ambele cazuri au fost în atenția Direcției pentru Protecția Copilului și mama a decis că acești copii nu au nevoie de consiliere. Uite un exemplu. În condițiile acelui caz a existat o expunere foarte mare a copiilor. Copiii pot fi identificați, ceea ce este cumva o trecere peste drepturile copiilor. Nu s-a procedat la procesarea traumei pentru că nu aveai cum după refuzul părinților să faci lucrul ăsta și putem să discutăm despre un impact foarte mare pe termen lung asupra copiilor, atât asupra copilului celui mare care a preluat o parte din culpabilitate, că nu și-a putut apăra surioara sau în mintea lui micuțul de el a considerat că n-a ajutat suficient și cea micuță, să zicem că au fost foarte multe proceduri la care a fost supusă. Procesarea minorilor a fost făcută fără psiholog, o chestie care este super gravă în momentul în care vorbim despre o traumă. Și poate în acest caz au apelat la sistemul privat, dar să spunem că nu au despre... Nu, sistemul de stat. Au fost în sistemul de stat, au refuzat consilierea. Care ar fi consecințele pe termen lung ale unor astfel de victime? Nu vorbim neapărat despre acel caz. Sigur, este șocant că părinții au refuzat, mai ales că faptele erau unele deosebit de grave. De altfel, polițistul respectiv a și fost condamnat anul trecut la 15 ani de închisoare pentru fapte de pedofilie și agresiuni sexuale. Însă, victimele minore, care, iată, ajung, cum cazul, primul caz pe care l-ați dat exemplu, la 20, 25, 30 și mai mult, care sunt consecințele pe termen lung? Adică viața lor poate fi distrusă, trebuie să tragem un semnal de alarmă, să apeleze totuși la specialiști, că nu este o rușine, pentru că trebuie să spunem, în România este o rușine să apelezi la un psiholog sau la un psihiatru, sau poate chiar e o rușine să demaști că ai fost victima unei infracțiuni. Da, foarte corect punct de vedere. Într-adevăr, poate că e nevoie să fim educați mult în direcția accesării acestor servicii, absolut necesare în procesarea traumei. Riscul pe care l-am prezentat inițial este un risc foarte important legat de viața privată. Este cu totul afectată viața privată. În funcție de infracțiunea la care este supusă victima, avem mai multe tipuri de tulburări care pot să apară ca și o consecință a traumei. În primul rând, clar este afectată imaginea de sine, stima de sine, asta ca o primă etapă. Indiferent de infracțiune, cu atât mai gravă cu cât este vorba despre o infracțiune de tipul viol sau cu vătămare gravă, pot să apară tulburări de tip depresiv, tulburări anxioase, poate să apară tot ceea ce implică sindrom post-traumatic, pot apărea tulburări de alimentație, de consum de substanțe. Este un risc foarte mare ca victima să nu reușească să integreze această traumă și să o poarte pe toată perioada formării sale și să continue în viața de adult. Deci este afectată viața personală, viața profesională, felul în care interrelaționează, că până la urmă
încrederea în ceilalți, încrederea în sine este extrem de afectată, sunt extrem de afectate. Ce pot să zic? Am avut cazuri când fosta victimă a devenit agresor la rândul său. Asta vreau să vă întreb. Este posibil să te transformi din victimă, victima infractorilor, chiar în infractor? De foarte multe ori oamenii nereușind să integreze această traumă au tendința, și dacă verificăm în istoricul infractorilor, ne ducem cumva pe timeline-ul lor, descoperim că au fost aproape identic abuzați. Și când mă refer la abuz, mă refer o mare posibilitate din câmpul acesta infracțional se referă la existența unui agresor în familie. Și cu atât mai mult trauma venind de la un semnificant marchează persoana în sine. Este cumplit să știi că ai fost abuzat, corpul tău să rețină, să memoreze acest abuz și el să vină de la o persoană investită cu încredere, că este vorba de un membru al familiei, este o uniformă, oricare ar fi ea, că este vorba de cineva de care te-a atașat și este cumva în comunitatea extrem de apropiată familiei. Practic, gradele de traumatizare sunt diferite. Practic, în România nu avem un tablou complet al numărului de victimelor infracțiunilor sau agresiunilor, pentru că până la urmă agresiunea în sine devine o infracțiune, fie că vorbim de un abuz sexual sau de un abuz psihic, o hărțuire, un șantaj, o amenințare. Până la urmă este un subiect tabu. Persoanele care vin la dumneavoastră, că nu aveți numai minori, aveți și majori, privesc, vreau să insist pe acest lucru, privesc cu rușine acest lucru, adică conștientizează că au fost victimele unei infracțiuni sau pur și simplu consideră că așa este normal, că lor li s-a întâmplat, din păcate. Uite, aici chiar am simțit că mi s-a ridicat pielea pe mine. Există această presiune a comunității care te împinge să normalizezi infracțiunea. Mai ales când vorbim de genul ăsta de infracțiuni care merg cumva cu felul în care noi percepem ca și popor agresiunea fizică în familie. Felul în care femeia este agresată pe stradă sau violul în sine. Noi le naturalizăm ca niște întâmplări firești ale vieții, din păcate, mi se pare tragic. Dar victima cu atât mai mult se simte vinovată când presiunea comunității spune că ea a făcut ceva care se ducă la viol sau o agresiune din partea unui bărbat în cadrul familiei asupra unei rude este naturalizată ca fiind un act natural de educație uneori, ceea ce iar este straniu. Da, victimele sunt încărcate de culpabilizare, care vine de la nivelul comunității și ajung până la limitele educației a culturii. Și aici deci poate interveni psihoterapeutul. Cum acționați, cum vă comportați în astfel de situații? Că bănuiesc că sunt destul de delicate când vă treziți cu astfel de situații. Este destul de delicat, pentru că, mai ales dacă este vorba de un semnificant, procedura terapeutică necesită iarăși o abordare extrem de delicată. Da, ne trezim cumva în mijlocul furiei acestui om în suferință, că el de fapt s-a simțit devalorizat de tot ceea ce s-a întâmplat. Și e nevoie de o foarte multă muncă terapeutică care se poate întinde pe ani de zile și ar trebui să ne uităm puțin ca societate și la costurile personale și costurile societății atunci când nu știm să luăm măsuri preventive pentru educarea noastră. Este foarte delicat, ne putem
trezi în fața acestui lucru care afectează semnificativ victima adult. Și care ar fi aceste măsuri preventive, spre exemplu, ca să nu devenim victime, să nu devenim din victime agresori sau chiar infractori? Păi cred că un bun început, dar fiindcă sunt fost profesor, timp de 9 ani am fost profesor, e să putem să lucrăm la nivelul sensibilizării copiilor, începând de la copii, adolescenților, și să îi facem să conștientizeze că fiecare act pe care îl manifestă în relație cu celălalt are un impact asupra persoanei din față. Este vorba de o mai bună educație civică, pentru că poate ar face bine fiecare victime să știe că nu este singură și că atunci când cere o mână de ajutor, nu toată lumea fuge, este cineva care va face ceva pentru ea, că putem să educăm, sunt mamă de doi băieți, putem să ne educăm băieții, sunt mamă de fetiță, putem să ne educăm fetele în așa fel încât să recunoască și să poată să păstreze distanță față de potențiale agresori, să diferențieze ce este permis și ce nu este permis și să-și definească granițele personale. Este foarte important să facem lucrul ăsta de când sunt ei micuți. Vă mulțumim foarte mult, doamna terapeut. Vă mai așteptăm alături de noi, iar dumneavoastră nu uitați, nu deveniți, nu stați impasibili în situația în care deveniți victima unor agresiuni sau chiar a unor infracțiuni, pentru că asta v-ar putea costa toată viața.